desigur, noul antrenor principal al echipei din Ștefan cel Mare, Mihai Teja. Bună ziua, vreau să vă spun și eu la mulți ani, vreau celor prezenți și vreau să, primul rând, să mulțumesc conducerii clubului Dinamo, special domnului Negoiță și domnului Daniel Stanciu, că mi-au acordat această șansă, această încredere de a fi antrenorul echipei Dinamo București. Pentru mine înseamnă foarte mult. Este o provocare foarte mare. Știu că sunt un antrenor tânăr, la început de drum, dar sper ca prin munca pe care o depunem împreună, pentru că aici suntem o echipă, să realizăm obiectivele pe care Dinamo le-a avut tot timpul. Știu ce înseamnă fenomenul Dinamo, pentru că am lucrat vreo 10 ani, am plecat de jos, de la antrenor la copii de 7 ani. Am fost pe toate pozițiile, ca preparator fizic, ca antrenor secund la echipa Dinamo. Știu ce înseamnă spiritul Dinamo. Mi-am dat seama cât de mult suport poate să aibă această echipă atunci când am luat campionatul în 2007 și mi-a făcut o mare plăcere. Mă laud tot timpul cu această performanță, pentru, mai ales la un club atât de mare. Sunt onorat să fiu la un club foarte mare din România și ca antrenor cred că îți dorești și este important să fii la cele mai mari cluburi din România ca să poți să-ți creezi o carieră mai departe.